Salutare și bine v-am găsit la un nou clip de pe acest canal. Eu sunt Kitty și de data asta vreau să vorbim despre hamsterul european sau hârciogul, poate îl recunoașteți după acest termen. M-am gândit să fac un clip despre hamsterul european, deoarece este o specie pe cale de dispariție. În unele zone este protejat de lege, din păcate la noi în România încă este considerat dăunător pentru fermieri și este, știți voi. De asemenea, în unele zone este vânat pentru blana sa, deci numărul de hamsteri europeni se reduce constant. M-am gândit să vă spun câteva lucruri despre hamsterul european ca să vedeți și voi cam cum trăiește, cum se comportă, deci să începem. În primul rând este un mamifer nocturn sau crepuscular, adică ei pe timp de zi dorm. Dorm în galerii subterane pe care ei le sapă. De asemenea, sunt solitari, adică preferă să-și ducă traiul de unul singur. Prezintă săculeți de depozitare cu care își cară mâncarea găsită pe timp de noapte la el în galerii. Știați că hamsterii au câte o galerie pentru fiecare lucru în parte, au o galerie pentru mâncare, o galerie pentru toaletă, exact cum sunt și apartamentele noastre. Este un mamifer rozător. Rozător, adică el are nevoie să roadă constant pentru a toci dinții. Dinții lor cresc continuu pe toată perioada vieții. Este animal omnivor. Ce înseamnă omnivor? E faptul că are nevoie atât de proteină vegetală, cât și de proteină animală. Acesta este capabil de reproducere când împlinește vârsta de 43 de zile. Gestația durează între 18 și 20 de zile și poate avea între 3 și 15 puișori. Wow, 15 puișori este ceva! Ce mi s-a părut foarte interesant este faptul că ei în captivitate pot trăi până la 8 ani. Da, pot trăi până la 8 ani dacă v-ați obișnuit cu hamsterul pitic sau sirian care trăiește în jur de un an jumate, 2. Micuțul ăsta, care nu e chiar așa de micuț, poate trăi până la 8 ani. Nu zic micuț, pentru că vă voi pune o poză ca să vedeți un hamster european lângă un hamster sirian, să vedeți și voi cât de mare este. În general își duce traiul pe terenuri agricole, unde este solul moale ca să poate să sapă galerii. Este considerat dăunător deoarece cam distruge grânele, cred că v-ați dat seama, pentru că trebuie și el să mănânce. Ce este foarte interesant e faptul că dacă se consideră în pericol și are nevoie să migreze în alt loc, să plece în alt loc, el poate străbate în not, da, știe să înoate, râuri, umflându-și săculeții cu aer. Și de asemenea, ei hibernează cât este frig, mai exact din luna octombrie până luna martie. Am ținut să fac acest clip, dar ce foarte multe animale sunt în situația hamsterului european, pe cale de dispariție și nu este în regulă, nu este în regulă că la noi în România încă nu este protejat prin lege și încă este considerat dăunător și este eliminat de către fermieri. Înțeleg faptul că, na, deranjează fermierii, dar ar trebui luați și duși și în anumite locuri unde se poată înmulți și trăi fericiți. Nu mi se pare că eliminarea completă a unui animal de pe pământ este o soluție, pentru că dacă continuăm tot așa, vom rămâne fără multe animale, să fim serioși. Lăsați-mi aici jos în comentarii ce v-a plăcut despre acest hamsteric european. Sunt atât de cute, efectiv, înainte să fac acest clip, când îmi făceam research-ul, mă uitam la poze și eram so cute. Să mă uitați și voi, când aveți o zi mai rea, căutați hamster european și o să vă simțiți mult, mult mai bine. Nu uitați să dați un like, un subscribe și un click pe clopoțel ca să fii notificat de fiecare dată când postez. De asemenea, le mulțumesc membrilor că sunt întotdeauna alături. Dacă dorești să devii și tu un membru, nu uita să dai pe join sau alături de butonul ăla drăguț de abonare. Și da, curiozități, nelămuriri, întrebări mai jos în descriere. Întotdeauna citesc toate comentariile. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Kitty și ne vedem în următorul videoclip. Bye!